Hai, bună dimineața și hai să începem un vlog nou. Încă nu l-am editat pe ultimul filmat, dar dacă tot astăzi sunt singură acasă, am zis că hai să fac și pe asta. Să am conținut pentru săptămâna viitoare. I-am trimis Sergiu la lucru, Lia la grădiniță, Cecilia și Stelian la școală. Și este ora 9, eu stau în campat pentru că am început lucru, scriu, postez informații despre produse, în weekend avem reducere și trebuie să fiu activă, dar astăzi vom avea o zi plină, trebuie să pun haine la spălat, să le pun afară la uscat, să fac un pic de ordine. Dacă reușesc, ar trebui să fac curățenie în bucătărie, în dulapuri, pentru că e groază acolo. Însă, un pic de ordine prin casă, să-mi fac ceva de mâncare. Merg la magazin să cumpăr cartofi, pentru că le-am promis copiilor că le fac cartofi în cuptor. Pentru mine o să coc o vânătă. Eu încă sunt la maratonul de slăbit, așa că o să vă arăt și astăzi ce mănânc. Acum, parcă am mai încheiat cu lucru. Oricum, lucrul nu se termină niciodată, dar merg să-mi pregătesc ceva de mâncare, după care vedem noi ce facem. Mi-am făcut aici o sălățică, varză și verdețuri trebuie să o amestec. Am aici conopida pe care o să o mănânc cu pasta asta vegetală cu usturoi și am brânză tofu. Văd, poate o adaug aici peste salată. Eu am obiceiul să filmez așa cu farfurie pe podele. Am aici sălățica, mi-am mai tăiat conopida, am pus pasta asta vegetală, un ardei și poftă bună mie. Și o cafeluță, apropo, da, cafeluță fără zahăr. Încă învăț să beau cafeaua fără zahăr. Am mâncat, m-am săturat și acum la lucru. Am de înșurat, iată, multe, multe haine. După care se strâng patul la noi în cameră, aici am strâns. Și să fac ordine. Așa, am pus haine la spălat, curățenie aproape am terminat-o, trebuie doar să mai dau cu mopul prin casă. Mi-a mai rămas aici la bucătărie, dar mi-am făcut o salată din mere cu, de fapt, nici nu-i salată, cu scorțișoară și o să mănânc din ea, o să o savurez așa în liniște, după care o să dau cu mopul prin casă și o să merg la magazin. Am fost la magazin, am cumpărat cartofi roșii și pentru mâine să am chefir, să am ce să beau. O parte din cartofi deja i-am curățat, trebuie să mai curăț ceapă, să adaug roșii și să pun cartofii la copt. Dar între timp fac ordine în dulapurile astea de la bucătărie. Pentru mine am pus aici o vânătă din asta mare, am pus-o la copt. Și o voi mânca la prânz, iar copiilor le fac aici un castron cu cartofi, morcovi, ceapă, ardei gras și roșii. Am cumpărat special roșii din astea roz, care erau un pic mai verzi. Adaug sare, ulei și piper negru și dau totul la cuptor. Și tadam! Iată! Legumele merg la cuptor, iar eu urmează să spăl vasele. Cât se coace mâncărica, legumele până se coc, vreau să fac ordine aici în dulapul cu crucuri. Eu în zilele de post am voie să mănânc boboase, nu mi-am mai cumpărat astăzi ciuperci, că am voie să mănânc boboase, așa că o să-mi fierb aici linte. Să-mi scot eu cana asta să beau, uite, așa, păhăruții. Și să-mi fac băuturi acum, în perioada asta, și o să le beau.
Ușa asta a fost tare strășnicuță din cauza că se murdărea permanent sau se murdărește în general permanent de la of, Doamne, de la capace, de la ceaun, de la cratițe ce mai pun eu aici în dulapul ăsta. Ia uite ce dulap curat. Dar în ajutor îmi vine întotdeauna discul Involver și pasta asta Mystic, care fac o treabă grozavă. Vreau să fac niște fotografii. Iată, acesta va fi prânzul meu, vânătă coaptă cu o pastă de tofu și linghe. Iată așa. Și dacă lavetele și-au făcut astăzi foarte bine treaba, mai ales discul Involver, atunci praful Mystic vine să le curățe. Iată așa, torn apă clocotită și le las vreo jumătate de oră, după care le clătesc cu apă, le pun la uscat și sunt ca noi. Cum a fost azi? Bine. Gata, ne odihnim, așa? A fost rău. Nu, a fost foarte bine. A fost rău sau bine? Bine. Ну, деша, да вспомнил. А мне у меня один тавы, и я что ромаз, după ce у меня ей. Треба если трансфер по тоте на трократится чего. И ле приготовят в сера аста попкорн. Popcornul este gata, deci le-a dat și pe jos. N-am făcut prea mult, pentru că mănâncă numai cecilia. Și vlogul de astăzi îl încheiem aici. Facem rutina de seară și o să mergem la culcare. Aștept să vină Sergiu de la biserică. Cred că o să vizionăm un film. Nu prea multe lucruri am făcut astăzi, dar am făcut ceea ce era mai important. Curățenie aici, în dulapurile de la bucătărie. Am făcut mâncare, am făcut un pic de ordine în casă, am spălat haine. Ce vrei? Ne jucăm. Ne jucăm, ne jucăm acuși. Iată, merg să mă joc cu Lia și încheiem vlogul. Spune pa, pa! Pa, pa! Puneți like! Puneți like! Puneți like! Da! Și, de fapt, vlogul nostru se încheie așa, cu un buchet de flori de la tăticu, da? Cine ne-a adus floricelele? Lasă!